cred că în județul Bacău era locul unde practic nu se întâmpla nimic. Eram cu toți într-o zonă de confort. Nu ne deranja nimeni. There is a number of issues with the education sector in Romania. Over 300,000 children are not in school. We see a very high level of dropouts. There's also an issue with regards to the quality of education in terms of what you actually learn in school. About 40% of Romanian children that have gone to school do not meet the basic standards of learning after they finished school at age 15. Vreau să-mi creez un viitor. Îi văd pe părinții mei care se chinuie mult să ne aducă la egalitate cu ceilalți copii și e foarte greu să îi vezi, mă scuzați, e foarte greu să îi vezi cum depun eforturi să te aducă la aceeași limită cu ceilalți copii și nu vreau să ajung și eu să mă chinui ca ei. Vreau mai multe la mine. De asta mă duc la școală. Înainte de UNICEF, eram un profesor în parametri normali. Mergeam frumos pe manual, exista așa o rutină. Trăim impresia că e bine așa și că eu îmi fac treaba bine. Părinții nu vroiau să vină la școală, primarii și consiliile locale nu făceau activități împreună, nu se interesau dacă le pleacă copiii din școală, ce probleme întâmpină copiii, elevii, familiile. A lot of Romanian families work abroad, not everybody takes their children with them, and so children are either raised by other family members, grandparents, and sometimes they end up in institutions. De la an la an creștea numărul copiilor triști, apatici. Începuseră numărul absențelor să crească. Din zona de mijloc, notele au coborât. Almost 47% of Romanian children are living in poverty or at risk of social inclusion at the moment, which is a huge percentage, and the worrying part is that it's increasing. Vreau să știu cum este la voi. M-am gândit și am zis că nu mai duc. Mă duc cu oamenii la nemni, la unul care dezmembrează la mașini. Dacă stau până așa, sunt de 500. Înainte de cursurile UNICEF, toți factorii implicați în educație, părinți, școală, comunitate, elev, copil, toți avem o problemă. Era așa o liniște, dar care nu pregătea nimic. Și era nevoie de ceva, să ne pună cineva în mișcare. So for all these reasons, we started the Quality Inclusive Education Program. This program addresses all these institutions, both the family, the schools and the community, and the linkages between. Numărăm acum 51 de școli implicate în acest proiect. Colaborarea aceasta cu UNICEF-ul pleacă de la învățământul preșcolar și ajunge până la învățământul gimnazial. Dar pleacă și pe toate zonele de acoperire. Și aici mă refer la părinți, mă refer la activitățile care s-au derulat în cadrul micrograntului, mă refer la cursurile de formare ale profesorilor. Există și mai mulți parteneri alături de UNICEF care furnizează servicii ce ajung la copil prin intermediul cadrelor didactice a școlii, step by step. Se ocupă cu educația timpurie. A fost provocator și cred că provocarea vine nu din faptul că oamenii nu vor, ci din faptul că tuturor ni se pare că la grădiniță nu se întâmplă mare lucru, când de fapt ce se întâmplă la grădiniță face diferența cum merg lucrurile pe mai departe. Cadrele didactice din învățământul preșcolar au participat toate la formări pe specializarea lor. Au învățat cum să folosească materiale didactice, jocuri pentru copiii preșcolari. Un alt partener este agenția Împreună. Câte doi profesori din fiecare școală au învățat despre non-discriminare, istoria romilor, Holocaust. Agenția Împreună, începând cu anul acesta, a făcut o selecție între cele 45 de școli și a selectat un număr de 8 școli. Din cadrul primăriilor a fost delegată o persoană și din cadrul școlilor două persoane care merg periodic la formări de scriere de proiecte pentru fonduri europene. În cadrul proiectului există și partenerul Holtis de la Iași. Este o asociație care a apărut în viața noastră și ne-a spus că
există ceva foarte frumos care se numește educație parentală. Au venit la cursurile de educație parentală și au început să se joace așa cum nu au mai făcut-o de mult și așa cum cu copiilor acasă nu o fac pentru că suntem ocupați. Un alt partener este Institutul de Științe ale Educației. A organizat sesiuni de formare pentru cadrele didactice pentru fiecare specializare în parte și au văzut că se poate în cadrul unei ore să nu pleci doar cu ceva teorie, ci cu un produs finit. O altă componentă a acestui proiect a fost formarea pe management și a venit în teritoriu câte o echipă a RACIP pentru fiecare școală implicată în proiect. Prima întâlnire pe care am avut-o a fost foarte interesantă, că a fost o întâlnire în care practic s-au defrustrat directorii. Au venit să critique. Iar veniți cu formare. Păi nici la NASA nu există un număr atât de înalt de număr de ore de formare pe an cât avem noi în momentul de față. Ce mai vreți să ne mai preda? Suntem profesori cu 20 de ani de experiență la catedră. Veniți măcar o zi să predați acestor copii și o să vă convingeți cu ce probleme ne confruntăm. După aceea, însă, când au văzut despre ce este vorba, s-a produs un shift în comportament și cei mai critici directori au ajuns cei mai înfocați fani ai proiectului respectiv. Ne-au schimbat optica asupra orelor clasice. Probabil exemplul pe care o să vi-l dau o să provoace multe zâmbete. S-a întâmplat la o oră de gramatică. Efectiv, nu reușeam să-i fac să se concentreze. Și atunci am întrebat ora să facem un joc pe care eu l-am învățat la un curs de formare. Se numește Hakadosh. Trebuia să-l rostești cu toți plămânii, dacă vreți. Ca o eliberare. Nu vă spun cum a decurs ora. Mi s-a părut timpul prea scurt. De la cursurile UNICEF am învățat așa, să ne privim elevii în mod egal. Posibilitatea de a ne apropia părinții ne-a învățat cum să abordăm materiile plictisitoare, greoaie, într-un mod cât mai atractiv pentru ei. Au venit la cursurile de educație parentală și au învățat despre gestionarea furiei, cum să își aprecieze copilul, să-l recompenseze, nu neapărat cu bani. Omul cât trăiește învață, nu e o rușine să înveți. Ne-a mai învățat doamna cum să ne comportăm când te enervezi. Numără în gândul tău și vezi cum îți trece furia. De multe ori vă dați seama că din situația care este stresul și așa. Chiar mă enervam și mi-aduceam aminte de vorbele doamnei profesoare și începeam să zâmbesc. Grupurile de tătici au mers și ele foarte bine. După aia se întâlneau și la un fotbal, dacă tot stăteau o oră la educație parentală. Legătura este mult mai strânsă cu familia și rezultatele la școală cu copilul încep să se vadă. Abordarea centrată pe nevoile copilului înseamnă să ținem cont inclusiv de universul copilului și să nu-i cer, spre exemplu, ca în fiecare zi să fie fantastic. Ceva de genul, ai făcut de 2 și zici, ai făcut 2, nu ești totul pierdut, putem să lucrăm împreună să ajungem mai sus. Abordarea e diferită. UNICEF a venit în întâmpinare cu un microgrant și fiecare școală a trebuit să scrie pentru fiecare an școlar acest microgrant. În primul an au primit câte 8.000 de lei, anul trecut au primit toate școlile câte 10.000 de lei pentru microgrant. Banii au fost folosiți strict pentru activitățile cu elevii. Anul acesta, microgranturile vor fi finanțate cu sume între 5.000 și 15.000. Cele mai multe școli au redus abandonul școlar la zero. Elevii participă cu mai mult interes la ore. Copiii care nu au ieșit niciodată din localitate au fost într-o excursie, au vizitat un muzeu, s-au plimbat odată cu trenul. A dispărut bariera pusă între cadre didactice și elevi. Doamna profesoară chiar vedea că noi nu prea ne înțelegem. Și ne-au chemat în bibliotecă, în jurul unei mese și ne-au lăsat un timp singuri să vadă cum reacționăm. Asta se numea terapie de grup. Și
stând, petrecând un timp împreună, făcând desene, ascultându-ne punctul de vedere unul altuia, ne-am dat seama că fiecare am greșit într-o parte a noastră și am început să ne înțelegem mai bine. Altfel discutăm problemele. Părinții vin și ei cu idei. Există acea casă. De-aia s-a numit ultimul microgrant Școala mea, casa mea. Părinți care zâmbesc dincolo de problemele lor. Dacă acum vine copilul și îmi spune, mama, explică-mi lea că aici eu dacă ai ceapă, am lăsat ceapă pe masă și m-am întors să văd ce mi-explic. Înainte, când venea copilul meu și îmi spunea, mama, eu aici nu știu. Dar unde a fost capul? N-ai fost la școală? Asta am învățat la cursul, deci comunicarea. Am înregistrat la copiii ai căror părinți au fost la cursuri de educație parentală o reducere a absenteismului școlar cu 61%. Și am descoperit oameni, părinți, bunici, care au o mentalitate extraordinară. Eu am început să cânt. Când sunt stresată sau furioasă, cânt. Și le lăiesc, nu știu bine, când îmi place cum cântă Pavarotti și cu Andreea Bocelli și așa, dar nu știu decât un pic dintr-o melodie. Te voi răpi la noapte, să știi, iubito. Și copiii râd, îi fac să râdă de numai. Acum, că e mult mai lângă noi. Îmi place schimbarea asta pe care a făcut-o. Am învățat multe de acolo. Am observat în școală, s-a îmbunătățit modalitatea lor și de relaționare cu elevii, în primul rând, și de predare. Anul acesta, la clasa a 5-a, am făcut un joc, o promisiune și o speranță a mea către ei și a lor către mine. Ne-am imaginat un iepuraș, care trebuia să-i încredințeze un secret. Eu am spus ceea ce-mi doresc, ce așteptări am de la clasă. Eu îmi doresc foarte mult, într-adevăr, să strălucească, să fie cei mai bune elevi ai mei. Am trecut acest animăluț imaginar din mână în mână pe la fiecare. Fiecare și-a spus dorința. Îmi doresc să fim cea mai unită clasă de pe pământ și să fim și silitori în același timp. Și a fost o altfel de întâlnire. Eu știu că în următorii 4 ani, elevii mei își doresc să își însușească foarte multe cunoștințe, vor să participe la cât mai multe concursuri, olimpiade și mi-au promis în același timp că peste 4 ani o să avem așa un inventar al reușitelor noastre. Acești oameni dau mie educație, iubire, tot ce ar trebui să aibă un copil. Fără școală aș fi un copil fără viitor. Fără profesorii mei aș fi un copil fără viitor. Atunci când vedem o îmbunătățire a participării școlare, o reducere a abandonului școlar de peste 70%, cum a fost cazul în aceste comunități, atunci putem spune că am avut un rezultat într-un proiect. Proiectul UNICEF mi se pare un proiect și bun și eficient și binevenit. Un demers care și-a demonstrat eficacitatea, este un model care merită extins la nivel național. Este nevoie de eforturile fiecăruia dintre noi și a întregii societăți ca să îmbunătățim evaluarea elevilor, a profesorilor, a școlilor și a sistemului de educație, astfel încât toți copiii din România să beneficieze de educație inclusivă, de calitate și să poată avea o viață frumoasă, iar România să progreseze. Ceea ce am reușit noi să facem în câțiva ani ăștia, să le arătăm un alt fel de a face lucrurile. Unii copii chiar să beneficieze de educație în adevăratul sens al cuvântului. Dacă vrem o societate mai bună, lucruri de genul ăsta trebuie să se întâmple pe scară mai largă. Ar fi foarte important dacă am convinge celelalte inspectorate școlare județene și alte consilii județene să meargă către colegii din Bacău, să vadă care au fost soluțiile găsite și să încerce să construiască la nivelul fiecărui județ modele care să ia din această experiență. La început nu prea știu noi ce înseamnă UNICEF-ul, umbrela UNICEF-ului, dar nu ne place subiectul. Visez așa ca oricare părinte din România să aibă posibilitatea să meargă la cursul de educație parentală. Am o diplomă, sunt foarte mândră, de este prima diplomă a mea. Mi-a fost acordată la sfârșitul cursului de educație parentală. Eu am învățat multe și l-aș recomanda la toți, pe bune, nu, și chiar mi-au folosit. Metaforic vorbind, văd acest proiect ca un cristal, ca un diamant în care fiecare componentă reprezintă un vârf al acestui cristal și cu legături foarte clare. Și valoarea lui este dată de întreg,
de fiecare col sau unii în parte. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se mai extind. Schimbările se văd. Ne prind bine și nouă ca elevi, dar și profesorilor. E esențial ca, într-o anumită formă, lucrurile care au început la Bacău să continuă în aceste școli. Valoarea adăugată în astfel de proiect se poate măsura foarte ușor în orice școală din România. În urma acestui proiect, ne dorim să nu mai existe în România copii care nu merg deloc la școală, copii care abandonează pentru că nu le place la școală și ne dorim să existe cât mai mulți copii care să se simtă în școală așa cum se simt în familie și să înțeleagă și profesorii și părinții că până la urmă scopul nostru este să avem copii educați. We see school principals who are dedicating more attention to particularly vulnerable children, children with disabilities, in terms of making sure that they can actually be in the classroom and learn as well. Mayors who, of course, oversee this work in their communities and that can actually see that with some basic interventions, they can actually have a positive impact. So it works, it generates results. And I'm hopeful that these results ultimately get legs and will be finding their ways to other parts of the country. So I'm positive that this is something that will actually change the education system in Romania and ultimately contribute positively to Romania's development within the EU and beyond. Într-o întâlnire cu un reprezentant al UNICEF-ului, am fost întrebată dacă ar fi ca acest proiect să se extindă la nivel național, în ce localități ar fi bine să fie implementat. Și mi-am răspuns doamnei, în locul unde nu se întâmplă nimic. Consider că proiectul acesta UNICEF este mai mult decât benefic. O să vedeți dumneavoastră. Poate o să ne reîntâlnim peste câțiva ani dacă va fi implementat și o să vedeți că va schimba o optică. A tuturor. Am certitudine că va schimba o țară.